Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știrea Bravo nu începe ca o știre Bravo. Știrea Bravo începe cu o veste proastă. Și anume că unul din cinci, mai mult de unul din cinci tineri în România, tineri între 16 și 24 de ani, nu avea un loc de muncă la finalul anului trecut. Unul din cinci, ceea ce, devine îngrijorător. Mai mult, un studiu recent, făcut de o asociație a profesioniștilor în resurse umane, arată că 3/4 dintre liceeni n-au vizitat niciodată o companie, o firmă, ca să se informeze și să înțeleagă ce ar putea sau ce ar vrea să facă și mai departe în viață și în carieră. Cum am fost, sau cum eram duși noi, sau cum am fost eu dus cu școala să văd fabrica în care, culmea, urma să și lucrez peste niște ani, ca să văd cum se înșurubează șuruburi cu ciocanul. Serios? Ai fost în vizită cu școala? Da. Se înșurubau șuruburi cu ciocanul și se sigilau cu ojă ca să nu se mai desfacă după aceea. Da, sigur, asta se întâmpla pe vremuri. Tot pe vremuri pe mine m-au dus la antibiotice Iași. Bine, nu m-a prins chestia asta. Da. Auzi, n-ar fi fost bun un program în sensul ăsta, ceva organizat? Da, ar fi. Ar fi. Există. Se cheamă Joblandia. E un program care e alcătuit de asociația acestor profesioniști în resurse umane, care se cheamă de altfel HR Club, și echipa Joblandia ține legătura cu 50 de licee din țară și facilitează vizite în companii în timpul programului Școala Altfel. Uite, că tot vorbim ceva mai devreme, ce se întâmplă în Școala Altfel. Uite, prin programul Joblandia se pot organiza astfel de vizite. Sunt înscrise până acum 30 de companii din 20 de orașe. Și cum se face? Păi, practic se deschide calculatorul. Da, bravo. Se deschide, asta e ca aia lui Hemingway. Cum se face friptura de leu? L-au întrebat pe Hemingway, l-a întrebat un jurnalist mecher odată, știi? Și Hemingway a răspuns, păi foarte simplu, se prinde un leu, se jupoaie. Deci da, aici se deschide calculatorul, programul e non-stop, înțeleg. Și un browser de internet și se scrie joblandia.ro, cu joblandia.ro. Și orice liceu se poate programa, poate programa acolo o vizită până la finalul lunii mai pe platforma joblandia.ro. Profesorii pot ghida elevii într-o experiență relevantă, iar elevii au șansa să viziteze companii, să cunoască oameni din diverse domenii și să afle informații utile pentru viitorul lor profesional. Deci se pot înscrie atât licee care vor să-și sprijine elevii pe joblandia.ro, cât și companii care vor să primească în vizită elevi. Pentru că nu știi de unde sare viitorul angajat super performant. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.